Poate că următorul video pe canalul ăsta. Ce? Stai că de tine vorbesc. Lemnele astea, să vedem cu le bucățălim. Iancule, tu ești atent la ce spun. Lemnele astea trebuie scurtate, să nu fie pe... Măi, cu cine vorbesc? Le scurtăm să nu fie pe mari și le cărăm până acolo sus. Da? Ai înțeles? No, hai. Astăzi revenim în atenția dumneavoastră cu un tur în jurul gospodăriei noastre, adică cu rutina de dimineață la animale. Pentru cei care ne vedeți prima dată, avem o grămadă de animale, suntem de aia bolunți cu capul și nu ne plictisim dimineața cel puțin. Mi-ta-ți odată, mâțule! Nu știi de ce-ți mai înstinge bananele ca floarea soarelui. 2,50 kg de floarea soarelui și 2,50 bananele. Mă, taci odată, mă! Să sări nu are. Nu știi ce am. Bună dimineața, oameni buni! Astăzi revenim în atenția dumneavoastră cu... Stai să mă ridic, că e rece gresia asta. Astăzi revenim în atenția dumneavoastră cu un tur în jurul gospodăriei noastre, adică cu rutina de dimineață la animale. Pentru cei care ne vedeți prima dată, avem o grămadă de animale, suntem de aia bolunți cu capul și nu ne plictisim dimineața cel puțin. Hai da, să vedeți despre ce e vorba. Aici am o găleată cu apă, să vedeți la ce o folosesc. Și merem la următorul animal. Tu, dar pe găinile ori dormi deschise azi noapte. Mhm. Nu li frig, oare? Nu treabă-le. Dar treaba închise găinile, că le mâncă ori le papă vulpea, ori le frig. Păi, e treaba mea. Da, e treaba ta. Mm-mm. Eu știu că tu trebuie să le închizi. Nu. No. Deci eu scut toate animalele? Da, da. Hai, e mie. Eu trebuie să le dau de mâncare la peste. Am crezut că am împărțit un pic sarcinile în gospodăria asta. Pui, 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 pui. Așa făcea bunica. Pui, 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 pui. Ăștia nu știu asculta, că nu vin când îi strig. Pui, 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 pui. Că țin de-a ta asta. Vă duc să văd dacă sunt ceva ouă. Le-o strâns. Acum le sau ouăle asare? Le-o strâns, Sofia. Bine, dar atunci când strângeți ouăle, trebuie și închise găinile. Da, da, dacă găinile se afară când strânge. Nu se afară. Păi le strângeți seara ca să puteți și închide. Știi? Uh-huh. Bun. Merem mai departe. Hai lupa! Hai mau! Hai lupa! Ioi, că am uitat pe că au prins asară! Măi, Iancu, ai putut dormi cu becul aprins, mă? Ai putut dormi? Ai putut dormi cu becul aprins, mă? Nu știi nici tu. Cred că te-ai hodinit, n-ai cearcăne pe la ochi. E bine, e bine. De ce te tăfrești de lanțul ăsta? De ce te tăfrești de lanț?
Da, nu mă mai cunoști dacă mi-a la pălărie. Și, fă bine, aici pe culoar, nu-ți mai fă treburile pe culoar. Acolo la tine. Băi, un pic de disciplină, mă. Tot umblu să te învăț, dar văd că cred că ar trebui și niște culoare. Unde? Pe jos. Nu. Nu, eu cred că nu. Hai, păi uite ce tare s-a murdărit. Uite ce tare s-a murdărit. S-a murdărit un pic, că nu stau toată noaptea după el să strâng. Știu, dar e și ud. Dar alele ar mai... s-au rumeguș. Hai, lăsă. Rumeguș am văzut pe unii că pun. Dar eu n-am rumeguș și nu-i pun rumeguș, îi mătur. Îi mătur. Mă duc să aduc mătur. Și care-i treaba? El... Degeaba unii care nu țin un cai își dau cu părerea că nu stai lângă el tătăzua să te tricurezi de sub el. Eu acum, în perioada asta, cât de des vin la animale, le fac curat. Numai că animalele când ai gătat de făcut curat, atunci o să pun și fac mizerie. Așa e, Iancule. Hai să-ți dau drumul să fugi un pic. Vrei să fugi? Te duci să fugi un pic. Hai că apoi curăț mai ușor aici, unde stai tu. Hai da. Nu mă încerc, să plece cameramanul. Stai, stai. Mere să alergăm. Hai că de fugă. Hai. Hai da, hai. Lasă-o încet, da, încet. Hai da. Hai da, hai da. Ce fain la aer. Ce-ai tu? Hai, Iancule. Te duci să fugi un pic. De ce parte vrei să fugi? Ia du-te încolo, ia acolo. Nimă, că n-a vrea să fugi. Unde vrei să mi-ai? Ce e, mă? Ce e cu tine? Up! Aer! Du-te lupa! Ce-i lupa? Du-te pus și tu, nu taci. Du-te la ea. Ce place. Și cum vine și salută pe toți. Ia porci. Cântați-ți. Bagă și pe aici cineva în sală, așa-i? Nu, merem la mulți? Haideți la mulți! Dar înainte de mulți, trebuie să știu că am terminat curățenia aici la Iancu, că apoi uite.
Eu așa mi le programez. Ziceam că cine nu a avut animale sau nu a văzut animale numai în poze, nu prea știe că animalul tot timpul face păsuiel. Îndrumbla să-l tăt, cear să-l tătăzua, că nu-l duc la expoziție. Și n-am nici atâta timp, din păcate. Încă mai primesc întrebări în comentarii despre ce le dau de mâncare la animale. O găleată de 5 litri la porci, încă le dăm orz cu porumb, jumate orz, jumate porumb, nemăcinat. Că am avut alte treburi și n-am tomnit morancă. Le mai dăm iarbă, urzici. Până le-am dat și ce-o rămas după ce am stors struguri. Cum le zice la alea? Monturi? Monturi. Așa. Șase saci de... Trei saci de orz și trei saci de porumb îmi ajung, ieri am calculat, 18 zile. La 10 capre și la 4 porci. Acum, la Eduțe am o... O lucă de asta de vreo 700 de grame. De un litru. De un litru? Bine, dacă ai și greutate, cred că 700 de grame. Că cerealele sunt mai ușoare. Da. Cam 600-700 de grame. Cum procedez eu? Îmi aduc sacii aici, nici la capre nu le macin. Mi-aduc sacii și iau o găleată de orz dintr-un sac, o găleată de porumb din altul și le așez așa pe butoi. Părând, una de orz, una de porumb. După care eu când încep să iau, să fac amestecul. Am prieteni care mi-au zis că ei le bagă în betonieră sau ce mai fac ei. Caprele mele primesc cereale și dimineața și seara. Uite cum facem, avem aici un separeu. Care edutele deja știu că trebuie să se bage și le pun în... Nu prea se vede nimic acolo. Le pun în valăul ăsta la eduțe. Le las acolo să-și mănânce toate trei porția. No, ce-i cu voi? Bun, și acum avem o măsură la capre, asta e măsura porția dimineața și seara. Avem 7 capre, fiecare capre își primește porția ei. Ho, 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 nu vă bacheți, că la tăzi vă vine rândul. Și prima cu care începem la mulți, e Doina. Aici îi pun la a doua capră pe care o mulg. Și dau drumul la prima capră. Hai, Doina! Hai, Doina! Nu vă băgați voi, că nu suntem doi! Hop, 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 hop! Hai, Doina, hai! Hai, Doina! Așa! No, tu ești sigură pe tine? Hai, hai! Ai, ai! Și le blochez! E o tehnică foarte avansată. După care vine Codiță. Hai, Codiță! Hai, Codiță, hai, așa, bravo, că pe tine te leg, uite așa. După aia vine Cuțu, hai, Cuțu, hai, unde mergi, aici, hai aici, hai aici, hai aici, hai aici, hai aici, hai aici, nu e acolo, hai aici, hai. Hai, hai, hai! Ei, na!
Mai am aici o carabină cu care o lei pe ea să nu... Că ce se întâmplă? Care termină prima, fuge să le verifice și pe alalaltie. Nu facem așa. Fiecare căpruță are porția ei și numai porția ei. De exemplu, Doina și cu Codiță mănâncă mai încet. Așa. Cred că Bela s-o întors. Cred că Bela s-o întors. E tare bătăușă. Deci am văzut. No, stai cu minte. Ia și ni. Acum ele nu prea smurdare, că mai mult stau înăuntru pe paie curate. Dar le și spălăm, ca să fie și mai curate. Uite așa. Le luăm docul. Luca, poate... vin aici. Poate sunt crescători care sau oameni interesați să-și cumpere capre. Și iau-te lupa. Deci se face după mulsoare, capra își face un fel de dop acolo în pulpă. N-are nimic, că bea din vasul ei. Gata, lupa, du-te și-ți cu minte. Înainte de a mulge o capră, e bine ca să se mulgă un jet sau două separat și apoi să se mulgă în recipientul din care vom folosi laptele. De ce facem asta? Pentru că pulpa caprei, fiind sub ea și ea așezându-se cel puțin peste noapte când se odihnește, în felul ăsta păstrăm igiena laptelui de eventuale bacterii care ar fi pe vârful pulpei, pe vârful țâței, să zicem așa. Momentan noi murgem caprele o singură dată pe zi, pentru că totuși suntem în a doua jumătate a lui octombrie, dar își primesc porția de cereale și dimineața și seara, cea mai mare parte a caprelor fiind gestante. Pentru mine a fost clar de la început, de când mi-am cumpărat capre, că caprele fiind un animal mai sensibil, problemele pot să apară, cele mai dese probleme la capre apar la pulpă, atunci când capra nu-i mulsă bine. Într-adevăr, sunt mulți care o să spună, e, na, cam ultima linguriță de lapte vrei tu să o storci din capră. Nu, dar vrem capra să fie sănătoasă și să fie mulsă bine, ca să poată în felul ăsta e și stimulată producția de lapte mai mult și evităm riscul de a avea mamite și alte boli de pulpă la capre datorate faptului că capra nu e mulsă bine și rămâne lapte în pulpă și așa mai departe. În uger. Ugerul la vacă, pulpa e la capră. Da. Da, da. Deci capra are pulpă, să nu ziceți uger, cum zice ciobănița asta mea, e pulpă. Da, bun. Doina e gata.
Deci nu-i scopul nostru nu-i să mulgem ultimul strop de lapte ca să ne îmbogățim, nu. Mulgem ultimul strop de lapte ca să păstrăm sănătatea pulpei la capră. Pentru că, mai ales primăvara, după ce se pată iezii, în primele zile de viață, iedul nu poate suge tot ce produce mama lui. Mai ales dacă e o capră bună, foarte bună de lapte. Și atunci, în primele zile de lactație ale caprei după fătare, chiar din prima zi, capra trebuie munsă separat. Pe lângă ce suge iedul. Lăsăm să sugă iedul și apoi mulgem bine capra. Ca să stimulăm producția de lapte la capră, un aspect, și să ne asigurăm că nu rămâne lapte vechi în pulpă, să strice pulpa de la capră. Cine nu face asta, chiar și în cazul în care ai doi iezi. Doi iezi în primele 2-3 zile nu sug de la o capră bună tot ce producea. Și eu am auzit mulți oameni pe internet care spuneau, mi s-a stricat o pulpă, o parte, o jumătate de pulpă la capră, din cauza asta. Fie că oamenii nu verifică după ce suge iedul să ia surplusul rămas la capră, fie că nu mulg bine capra, sau capra își ține laptele și nu-l dă, pentru asta trebuie frământat bine, uite așa, trebuie strânsă bine pulpa caprei până peste tot, uite așa, și din partea din spate și în partea din față, o masăm bine ca ea să dea drumul la tot laptele în partea de jos, după care strângem. Cu cât facem masajul ăsta mai bine, logic după mine, cu cât facem masajul ăsta mai bine, chiar și spre sfârșitul verii, spre toamnă, cu atâta lactația caprei se menține și se prelungește. Pentru că, de la mijlocul verii încolo, capra începe să scadă lactația la ea. Deci la capră începe să scadă lactația și dacă nu-i cureți bine pulpa, să nu rămână deloc lapte de astăzi până mâine, poți să observi că scade mult laptele și o să zici, păi nu e rentabilă capra că mi-a dat 3 luni lapte. Noi chiar și acum, când mulgem o singură dată, 6 capre avem la mulți, pentru că cuțul nu a fătat încă, dar chiar și acum considerăm că e rentabil să ținem capre pentru că avem lapte, uite, la jumătatea, a doua jumătate al octombrie. Bun! Codița ești gata. Merem înăuntru, te lăsăm să-ți rumești grăunțele. Nea, 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 nea. Stați așa. Stați așa să fac ordine. Și disciplină. Cum le găgăm pe care au gătat. De-napoi. Așa. Să vedem dacă o termina Doina. Că Doina mănâncă atâta de încet. Da, o terminat. Până la urmă. Și de-aia o pun pe ea prima. Pentru că până mănâncă ea mai dau la porci. Mai scot calul. Hai Dora. Hai Regina. Așa. Iarăși le leg. Ca să nu cumva să-și pune mâncarea una de la alta, că caprele sunt foarte... Și la Regina. M-a sunat cineva din Cluj, Andy Ionuț, care o fă pe la noi. Da. O scopă prin cuiedin să-și caute o capră. Alpine. Uh-huh. No, am zis că pe când a ajuns acolo nu tare i-a plăcut ce-o văzut. Dar... O zis că își mai caut o capră. Zic, hai că poate ți-o dau eu pe Regina. Cât ar fi? Păi așa, în jur la 300-350 de euro. Poate că aș dau-o.
Nu, nu, nu-i alpină pură, dar nici... Sunt multe capre care pe internet le declară alpine, dar dacă n-ai documente, poate să seamene și să arate alpină. Dar nu-i alpină. Dar la mine, la Mau, când îi dai? Mau, pe Mau îl nedreptățesc, că el umblă să prindă soare și pe câmp. Vezi ce graf e. Bun. Deci, undeva la 300 de, sub 300 de euro n-ați dau. Că nu o dau să mă scap de ea. Îți dau așa că... Poate că să mai vând una o capră, să mai valorific pe ăsta iarnă și voi avea eduțe la primăvară și ia ca așa, știi? Da. Chiar astăzi am văzut pe cineva pe internet, fii atent, zicea o doamnă, scria pe ceva grup de ciobani: am nevoie de ajutor, dacă mă puteți sfătui, vreau să-mi cumpăr oi și să-mi fac o stână. Bravo ție, bun. Dar cum să fac? E unde mi-a oi? Unde le pășunez? Deci doamna, de fapt, practic avea ea așa un vis și vrea să înceapă. Cine, cu cine mă ajută? Zicea doamna în mesaj. Oare cine m-ar putea ajuta? Că îmi trebuie cioban, îmi trebuie una, îmi trebuie alta. Hei, stai așa, doamnă, că sunt ciobani și crescători de oi consacrați, care de zeci de ani sunt oi și nu află ciobani acum în perioada asta. Toată lumea pierde ciobani, toată lumea caută ciobani. Deci cumva, doamna, era un fel de cauză pierdută, știi? Cum să te apuci tu de oierit acum și să nu poți să ții tu oile? Îți trebuie un bărbat pe lângă tine care să umble cu oile măcar, să faceți o echipă. Așa e, numai că vrei tu să ții oi, nu găsești ciobani. Numai de ăștia ciurucari să te fure de bani, să te topchească de bunul. Nu știu dacă e chiar așa. E exact așa. Deci nu mai găsești ciobani, ciobanii bătrâni. Ciobanul adevărat o pierit, o murit. Și mai sunt ciobani buni. Dar ăia, ciobanii buni, stau cu turmele la care îs deja poate de câțiva ani și unde îi respectă proprietarii și unde se înțeleg și unde au condiții. Acum la cioban trebuie să-i dai salar, băutură, țigări, bani cât de mulți, muncă cât de puțină. Atunci nu te gândi că-ți cumperi tu 100 de capre, dar am cunoștințe și prieteni cu care discut. Oameni care și-au cumpărat o turmă bunicică de capre și... A avut om la ele o perioadă, după care omul a dispărut. Șobanii nu zic nimic, își iau salarul astăzi și duminică el e plecat. Așa pățâ și nenea Vasile, de multe ori. Sau vine alt cioban și îl vrăjește, îl păcălește, pe un cioban bun. Și cu un gospodar care se comportă bine cu ciobanul. Și zicea omul, băi, l-am omenit, am avut grijă de el, i-am dat condiții, i-am dat atât. Și omul se duce, vine altul și îl prostește, zice, hai mă că îți dau 30 de milioane și dă bota în cap peste două luni când își cere banii. Îl bate de numai. Și zice, vezi, sare omul din la câmpuț. Deci nu găsești cioban. Dacă vrei să faci o activitate, de cele mai multe ori trebuie să o faci singur. Sau cu cine vorbeam recent și zicea, mă, ia încearcă tu să-l faci asociat pe ciobanul ăla. Știi? Îi dai. Îi dai 20 de oi și zici, mă, ia, astea sunt tale. Le faci cu amele, îți fac și fân la iarnă și te îmbogățești și tu pe rând. Nu știu cu cine am vorbit și chiar mi-a zis, tu te, mă, că așa am făcut și nu i-o trebuie la om. I-o dat 10 oi, i-o dat condiții, loc de stat, lemne pe iarnă și ce avantaje i-o mai dat, știi? Dar nu găsești, că toată lumea vrea să lucre cât de puțin sau să nu lucre și aia e banul. Aia zic că noi suntem din ăștia glăi. Du-te, nu te grăbi. Hop! Bugătadora. Are așa o privire, zici că se uită între direcții. Oare ea? Da. Ar mai vrea grăunțe, dar numai atât ai porția. Hai la loc. Hai, Bela.
hai! Bătrâna noastră! De ce nu zici cam fân pe piept tu? Da, așa-ți stă bine. Stă bine cu fân pe piept. Dar nu mă vezi că se uită oamenii la noi și zic, mă, uite că tu ce ne îngriji și ne spălat e ăla, că omul nu simte parfumul de pe mine, simte, mă vede fânul și zice, o, iai de capul lui. Parfum. Nu mă dau cu parfum, dar mă spăl des. Mă spăl și dimineața și seara, după ce umblu la animale, dar... Nu. Vezi ca este, nu se văd în cameră. Deci, sunt o mulțime de oameni care, din păcate, încă mai scriu întrebări banale sau primitive, la care eu am răspuns în alte videouri de ale mele și am răspuns în repetate rânduri. Din păcate, dragii mei, eu nu din răutate. Stai cu mine. Deci nu din răutate. Dar nu pot să răspund la toată lumea la întrebări simple de gen când se montează caprele. Eu vă recomand du-te lupa. Eu vă recomand să nu la lupa. Du-te lupa. Eu vă recomand, oameni buni care vreți să creșteți animale de mulți, oi, capre în general, să luați videourile mele și alea mai vechi, să vă uitați la ele, că eu le presar cu tot felul de informații și de sfaturi pentru voi. Cine vrea să se uite bine, cine nu iară bine. Dar nici eu nu pot să vă răspund chiar la toate întrebările, că nu am timp efectiv. Ia uite așa. No! Ce e cu tine? Mai sunt și băjocoroși care spun, de, dar ce se întâmplă dacă îți face capra nevoile în lapte? Ia uite că nu și le face, că eu cum stau așa, dă-te un pic mai în spate, eu cum stau așa, ăștia de la oraș care tare bine și-ar bate joc, eu cum stau așa capra ca să-și facă nevoile, ea când face numărul 1 se așează, se pleacă un pic, ca să nu se uge pe pulpă, oameni buni. Când face numărul 2, își ridică coada. Da? Și durează un pic de când își ridică coada până începe să cadă bobițele. Eu dacă sunt aici, ia numai atâta fac. Și nu ajunge nimic în lapte, da? Deci nu-i bajocură, nu faceți bajocură, că nu mă supără. Și nu mă impresionează. Eu consider că cu metoda asta, cu standul ăsta meu de mulți, care, apropo, urmează să-l modific și să-l fac eventual pentru două capre odată, că l-am făcut și ăsta pentru 5, dar încă nu l-am pus în funcțiune. Așa. E o metodă foarte eficientă prin faptul că capra stă blocată, nu pleacă nicăieri până ți-ai terminat treaba cu ea, până ai frământat-o bine la pulpă, până ai mult sogetăt și cu minte. N-are unde pleca. Bine, asta cu cumințenia trebuie educate și nu pot să vă spun toate secretele mele, dar caprele astea le educ bine, uitați ce educate. Cred că Bela asta e cea mai needucată dintre toate, că după ce îi dau drumul la pulpă, nu tare place, ea e cam stresată, ia, stresare când îi pui mâna pe pulpă, dar așa, așa, e, trebuie să știe că are pe cineva în spatele ei și trebuie să asculte. Câteodată când mai are chef de dansat, numai atâta zic, Bela, hei, fii cu minte. Și mintea n-aș să pune în rând. Ia uite cum stă, vezi? Ai văzut? O capră cu minte. Oare de la Steluța am luat dopul? Da, le-ai luat. Unde mergi? Unde mergi, că nu te-am urs? Nu te-am nici legat. Tu te-ai duce, amul. Stai tu un pic. Nu te grăbi, nu te păzi. Stai că știi ce facem. O scop pe Bela. Și stai de-o frumos pe scaun.
Să vezi tu ce bucuros e că o las dincolo, crede că îi mai dau o porție. Fii atent, fii atent! Yo. Ce ai aflat? Mai este? Praf. Nu este. Praf și pulver este, Luza. Cum să uită, că nu, mai mi-aduci? Nu-ți mai aduc, gata, ți-ai mâncat porția. Tu, eu nu știu despre tine, dar capra asta, la cât e de... Aplecată și distanțate ligamentele și de ăsta, eu cred că a făta. Un videa. Bun. Și tu ești cu minte, fii atent ce cu minte ai. Zicea cineva să facem proba laptelui la caprea mupă, sfârșit de lactație. Nu va fi nimic impresionant. Dar uite-te că mintea n-așa o găleată de 8 litri aproape că se umple. De la tătie 7. De la tătie 6 cât le mulgem. Nu. Odată pe zi le mulgem, dar e binișor, e okuț. Steluța la noi din 2017, așa-i? August 2017. Și era Eduță, fătată din primăvara 2017. Deci acum are 4 ani. E spre bătrânică. Deși o capră, din ce am înțeles de la alți crescători sau veterinari, o capră trăiește până la 10, 12, 15 ani. Deci cam teoretic de la 4 ani începe să intre pe platoul de producție, să zic așa. Eu așa cred. Adică ajunge la un punct în care produce bine și în funcție de cum o îngrijești va produce și pe cursă lungă. Nu-i plină găleata, da? Bine, acolo mai e și spumă un pic pentru cine nu no. E și spumă. No, dar nu suntem nemulțumiți. E binișor. Hai. Și acum, de-aia le-am dat la Eduțe prima dată, pentru că în felul ăsta ele au avut timp să mănânce. Și acum le dau drumul, când vine iar la mamele lor să meargă la plimbare. Caprele mele peste noapte le închid. Uite aici așa. Și peste zi să deschide ușa. Și ele se duc afară. Mănâncă, ciubulesc iarbă verde, mai au și iesle de mâncare. Au aici bloc de sare cu minerale. Au mai multe blocuri de sare în adăpost. Au aici o adăpătoare, au dincolo adăpătoare automată. Și azi dai tot. Merez la masă. Merez la iarbă. Merez la ciugulit. Afară. Ești afară. Du-te afară. Așa. N-au ele chef încă, că au mâncat peste noapte, le-am dat grăunțe. Dar măcar să vadă firul ierbii, că le mai vin idei. Nu, ai și venit. Asta-i pretina mea, haide. Haide încoace, hai. Hai cuțu, hai. Da, haide încoace, hai. Haide. Tu dacă nu faci pui la primăvară, nu știu ce fac cu tine. Îți stau ureche jos. Ureche ți-o tau jos. Să te vadă alte capre și să râdă de tine. Are ujeruc un chic, dar nu...
nu s-ar vedea că parcă am o lună și ceva era mai rotundă, am o... Nici nu știu. Am văzut-o că a sărit o Radu, o montat-o, dar să vedem dacă se ține sau ce se întâmplă cu ea. Oricum, dacă o să fete, o să fie o capră grozavă. E crescută bine, mai mare ca măsa. Practic, ea acum împlinește un an. Împlinit un an. Un an, are un an jumate, uh-huh. de când o fătat-o, de când e fătată și o mărți bine. Crescut bine, să vedem ce producție o mai avea de la ea. Și foarte cu minte. De-aia îi spunem Cuțu. Trebuie să-l chem pe doctor să necrotalieze ieduțele. Și... Hai să-ți arăt ceva. Hai să vezi ce mi-a făcut caprele mele. Uite, aici avem noi un păr. Uite-te tu că caprele mele au ajuns aici și mi s-au suit pe păr. Dar norocul că nu a apucat numai un pic a ciugulit din coaja asta. Ăsta a fost un păr gros pădureț. S-am tăiat cu folung și am altăit ceva în el. Am altăit 4 fire, numai 2 s-au prins și am învățat cum amere. Dar mi-e ciudă că ieri cât am stat aici și m-am mirat și am făcut curat că doar o fofir și l-o țepa jos caprele. Dacă nu o fac curent aici. Dumnea ei Silvia ia pe colonii s-o băga în gard. Ai, tu cus, deci tu ai fost. No, nici acolo nu este gardă, ăla e numai așa de... Acolo nu este curent, e numai așa de spăriat. Caprele. Și care să prind că nu este cablu, nu este curent. Te trece. Apoi își fac curaj. No. Deci aici, ca să ne înțelegem, aici va fi o curte, trebuie să pun înapoi pari, mi-am adus pari, să pun curent la firul ăla și aici la păr. Și aici va fi un țac mic pentru iezii de anul viitor. Pentru că e pe soare, e pe lumină, e un spațiu închis în care putem să ținem iezii separați când e nevoie. E suficient de mare să zburde, să alerge, să sare, să se casere. Poate le mai punem niște jucării pe aici. Să mănânce de pe... Nu vor mânca. Păr? Că știi care o fă treaba? Nici curentul electric, firul nu prea mere, cam nu știu pe unde atinge. Și dacă face contact cu iarba verde, nu mai percutează cum trebuie. Și trebuie să umblu să revizuiesc sau să desfac fir pe unde nu se folosește și să-l pun în funcțiune unde umblă ele, să le curenteze dacă se ating de el. Bun! Deci aici va fi țar cu iezilor. Urmează să punem tablă pe acoperișul ăsta și să mai completăm în partea aia, să ne facem, să astupăm zona aia, să nu mai bată ploaia și vântul înăuntru. Și aici se închide pentru iarnă, în curând. Aici, în loc la placa asta, am niște sticlă groasă de 1 cm, panoul la dimensiunea asta, și o punem ca luminator. Uite-te, aici am uitat, dar voi desface folia și aici se pune iarăși sticlă. Unu, poate două panouri așa, unul deasupra altuia. Cu silicon între ele să nu intre apa și închise lateral și pe deasupra să nu bată ploaia. Și să fie lumină și pe acoperiș. Aia o să fie și un fel de lupă pe timp de vară, le arde pe capre. Dar în fine. Le încălzește. Ne apropiem de iarnă. Nu, aici numai bine că ce mai cad jos grăunțe sau fânul, ca când îl mut de la capre la iancu și invers și de la baloț în iesle. Uite așa îl mătur tot la porci, cu porcii trec tot printre dinți. Ce rămâne? Pere îngrășământ.
Ce rămâne? Mere pe pășune. Asta e. Circuit integrat, cât îl putem noi integra de bine în gospodăria noastră. Cam asta e tot ce vă putem arăta astăzi. Mâncare la când ne dăm numai seara. Și în rest, mergem la hodină, mergem la alte treburi. Că cu animale suntem gata. Până de seara când venim să le dăm din nou de mâncare. Și ăsta a fost video de astăzi. Vă mulțumim că v-ați uitat. Dacă v-ați uitat până la final, lăsați-ne părerile voastre în comentarii. E foarte important să ne spuneți părerile voastre, pentru că ne ajutați. Algoritmul YouTube recunoaște implicarea voastră și ne ajutați foarte mult dacă vă abonați la canalul nostru, dacă activați clopoțelul ăla să primiți notificări și dacă vreți să ne și susțineți, aveți butonul de alătură-te dacă vreți să fiți susținători ai canalului nostru într-un mod mai special. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final, vă salut și ne vedem data viitoare. Trebuie să-ți spun și gunoiul de la cafe. Înainte de a veni frigul mare, merea să legăm pe Iancu. Punem o găleată de apă la Iancu. Avem aici un robinet. Ăsta de fapt e robinetul central la noi în adăpost, pentru că neavând încălzire, peste iarnă, toate circuitele care merg la porci, care merg în altă parte, se opresc. Aici se pune un dop și rămâne apă vie, să zic așa, de la rețea, pe țeavă și până aici. Și aici, în caz de frig foarte mare, de minus 15-20 de grade, mai pun o lampă cu infraroșu. Sau trebuie să-mi cumpăr eu un degivrator. Ce? Degivratorul e un fir care se învârte așa pe lângă țeavă, are termostat, îl bagi în priză și oprește țeava de apă să mai înghețe. Am înțeles. Consumă curent? Consumă, dar cred că mult mai puțin decât lampa mea cu infraroșu. Infraroșu. Și? Bine. În cazul nostru nu e nevoie că ele fiind iarna într-un singur spațiu, pot să bea dintr-o singură adăpătoare și de-aia mi-am pus și robinetul ăsta aici, că și iarna vin și iau apă de aici și pun la porci, pun la cal, îi funcționează. Dar un degivrator pe zona asta ar fi foarte bun, că am fi mai liniștiți. Puiule, că noi trebuie să sărim peste lemne, să te vezi la pădure. Să-ți da de lucru, ia, hai! Așa! Bravo! Hai, hai, ne învârtim! În curând, poate că următorul video pe canalul ăsta... Ce? Stai că de tine vorbesc! Lemnele astea, să vedem cu le bucățălim. Iancule, tu ești atent la ce spun! Lemnele astea trebuie scurtate, să nu fie pe... Măi, cu cine vorbesc? Le scurtăm să nu fie pe mari și le cărăm până acolo sus. Da? Ai înțeles? Nu, hai! Și o să și filmăm treaba asta, că am mai dus câte un lemnuc sub țărel. Op! Uuu! Deja are un an jumate. Mai mult de... Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Un an și 7 luni. Și o să-i dăm lemne ușurele, așa bucățări care le poate duce el. Și să-i dăm de lucru să obișnuiască. Haide!
lucrurile. Parte din rutina mea de dimineață e și treaba asta. Pentru că în fiecare zi îi mut la Iancu locul. Numai că aici consider că nu o ras destul și degeaba îl mut la altă iarbă mai mare. Așa că îl mut înapoi unde o stat ieri. Hai, da mă! Hop! Hai, copci! Ia uite asta. Uite. Și el are o arie mare. Prunghia fiind de vreo 8-9 metri. Are o arie mare de unde rade. Când termin aici și-ți mulțumim că o mânca destul și nu mai are ce mânca, îi mut legătura. Mi-au stat Dumnezeu anul ăsta, am avut suficientă ploaie în Maramureș. Avem iarbă, încă avem iarbă de păscut, multă. Și le mai tăiem și arbori la capre.